Președintele Consiliului Județean Suceava, Cătălin Nechifor, a prezentat câteva din țintele atinse în anul 2013. Șeful administrației județene a ținut să amintească că în 2013 au crescut salariile și pensiile și au fost plătite arierate. Una din țintele pe care le-am asumat și în campanie și le-am rezolvat a fost cea legată de creșterea salariilor la sistemul bugetar. Am plătit foarte multe arierate în plan național, circa 26 miliarde lei au fost plătite, dar și la autoritățile publice locale, circa 1 miliard de lei, vorbesc în lei noi, deci o sumă foarte mare. Pensiile la fel au fost crescute în această perioadă, practic după 3 ani în care ele au fost înghețate, e prima dată când pensiile au fost crescute în anul acesta. Conform declarațiilor făcute de edilul șef al județului, anul 2014 va fi anul benefic pentru autoritățile publice locale. Sunt convins că anul 2014 va fi un an benefic pentru autorități publice, un an care înseamnă, dacă vreți, și un nou început pentru finanțele europene, un an în care, din fericire, ați văzut și dumneavoastră, probabil, Parlamentul European a decis în urmă cu câteva zile, cred că chiar ieri, ca România să beneficieze de regula M+3 privitoare la finanțele europene. Deci, practic, mai avem un an suplimentar în care să putem cheltui banii europeni care au fost antamați de România în perioada 2007-2013.